Și iată, în minutul 48 vine și a doua schimbare pe care o face Adi Fallu. Veselovski iese de pe teren accidentat în prima repriză la acel duel cu Cristi Oros. În locul său intră Emilian Doloha. O pierdere mare pentru Universitatea Cluj. Veselovski, unul dintre cei mai buni jucători pe care studenții i-au avut în acest sezon.